Bună seara, dragii mei, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vin nașii să-l vadă pe bebe și m-au întrebat dacă fac negresă, pentru că eu fac o negresă foarte bună. Și m-am blocat pentru că nu mai știam ingredientele, dar mi-am adus aminte că eu am făcut un tutorial cu cum să faci o negresă foarte bună și simplă. Merge focul? Da. Și m-am uitat la tutorialul meu ca să văd cum se face. Și da, am văzut. Facem negresa, facem o negresă bună, îi așteptăm pe Naș. El este Paulica. La pupile mele. Da, știu că n-au vețile. Băi, de ce ai pupilele așa? Ce s-a prins lumina? Ce ai făcut? Ea este Găbița. Fă cu mâna. Aoleu, unde te-am găsit? Da, ai grijă, Donuța. Bună. Că dacă se rostogolește de acolo... Dacă se pui, se pui așa aici, laterale. Bine. M-am mișcat eu pe-n casă și... Ți-am făcut, noi... Ia-l, rege. Să-i ții aici, Bună! Găbița! Ce faci? Așa, povestește-i lui Gabi. Povestește-i ce faci tu. Care-i viața ta? Da. Adormise și de-aia. Hai că n-am apucat să termin negresa, o continuă domnul Paul, așa, băbate acolo, bravo, bravo, excelent. Spune să dați subscribe la canalul de YouTube. Cea mai mare bucătare în viață. Ia, că te-am prins în flagrant. Ce faci, Paulica, aici? Noi am făcut niște găurele, că am pus aia și să intre în ea, știi? Glazura. Cum ai ieșit? Glazura, așa, că nu mai venea cuvântul. E bună? Bună, rău. S-a amâia, nu? Îți găbeam în cerugurii. Mamă, e chiar mare. Te bine, frumos, da. Foarte bine. Uite, pentru camera ta mai fac mai mare gură. Ia. Mamă, sunt caută. Și? Și? Mamă, uite cu ce idee bună are Paulica. Pune înghețată pe negresă, bravo, bravo. Păi da, face. Pune, pune. Dar acum nu. Dar în natură mănânci, nu de asta. Doar stai așa. Doar stai așa. Nu trebuie să pui și acum. De ce? De drag, de... Nu e chiar foarte fun. Gata, dragii mei, haideți să mergem și noi, să ieșim un pic cu ăsta micu. Mergem la restaurant, mergem la... Oh, ce bine. De-abia da. Așteptam evenimentul zilei. Evenimentul zilei, auzi? A dormit toată ziua, s-a plictisit. Toată ziua. Dragii mei, deci de dimineață până acum am dormit, pentru că într-adevăr am fost cam obosiți. Mergem la Azuro, restaurantul unicul din Drum Tabray. Ce vrei bire să mănânci? Ce vrei să papi? Cred că o pizza. Haideți cu noi, vă rog, stați aici aproape, nu dați click când ieșiți, stați aici. Dragii mei, m-au sunat ăștia de la care făceau curat pe străzi să mut mașina. Da. Deci au făcut curat, într-adevăr. Uite, acolo, acolo, la intersecție, dar nu era nicio mașină. Deci toate erau... Da? Da, mi-am zis să crezi. Mă gândeam, bă, dar ok, dar unde sunt parcate dacă au plecat de aici? Bă, doar nu stau în aer. Uitați pe lângă bordură. Vă uitați, știți că pe aici au făcut curat. Vezi că nu se mai vede nicio frunzulică, nicio... Mașina aia care era... Și mașina asta care era aici. Ce bine că nu mai e. Au luat-o. Iubirea mea, ce bine că nu mai e. Tătea, știi? Ocupa un loc. Și... Haideți că vă luăm cu noi la Azuro să vedeți o pizza foarte bună. La Azuro, din drumul Taberei, ce se întâmplă? Pizza este foarte bună, dar când o comanzi acasă, aceeași pizza... Nu e la fel. Nu e la fel! Zici că e altă rețetă. E altă pizza. Da. Măi, nu e atât de bună. Așa
Da. Dar nu înțeleg de ce. Nici eu nu înțeleg de ce. Bine, ulterior au mai și micșorat din centimetri. Au mai scăzut. Nu mai e așa mare. Pizza care o ia acasă, adică. Da? Dar, dacă o mănânci acolo la, pe, în restaurant, pizza e foarte bună. Vedem. Ia să vedem ce să luăm. Ce să luăm? Uite, limonă de aia, mai ținte cum era? Cu ce era? Cu mentă? Am descoperit ceva în meniu la preț de pizza. Tocană de vițel cu legume și mămăliguță. Hai să vă fac poftă. Conține așa pulpă de vițel, ceapă, pastă de tomate, morcov, țelină verde, ciuperci, ardei gras, unt, coniac, sos de soia, demi-glas, cimbru, foi de dafin. Măi! Așa, dragii mei, ne-am luat o limonadă. Da. Și trebuie să vină și pizza. E treaz? Da. Oamenii te ascultă, iubire. Parcă e mai mică. Da. Ai cerut una mică? Nu, dar nu e pe mărime. E o singură mărime. Bine. Mamă, a început să taie din ea. Da. Tăiat e, zic eu. Că eu mi-aduc aminte că înainte nu puteam mânca una. Da, era mare. Știi? Era gigantică. De-aia am zis să luăm una. Că am mai luat două și nu puteam să mâncăm.